Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem în luna septembrie și ce facem? Organizăm cuiburile și tratăm, asta este baza, aruncăm câte o privire la fiecare stup. Avem aici, ce avem aici? Avem pături și păturele. Pături și păturele ca să acoperim stupii. Aici avem un roișor, nici nu știu cât a mai rămas din el. Îl organizăm și pe el cât se poate, dacă a mai rămas ceva din el. Acum mă uit la stup să văd dacă a mai rămas ceva de ei, adică ce a mai rămas prin stup. Fiind așa sceptic, îi verific. Și totodată vedem dacă au mâncare, dacă nu aducem de la alții. Asta ar fi ideea. Așa, avem aici tratamentul care a stat o lună de zile. Acum îl înlocuim, punem altul mai proaspăt și să vedem ce avem în acest mic cuib, dacă are miere, dacă totul e în regulă. În primul rând, rama de după diafragmă este goală, așa trebuie să arate, deci gol. Să vedem dacă camera este în regulă. Da, e în regulă. Deci de acum nu ne mai uităm la numărul de rame. Cei care se uită la numărul de rame în această perioadă deja sunt, cum să zic eu, o ramă în plus, o ramă în minus, nu are 8, nu are 6, alții nici nu umblă la rame, au câte au primăvara, câte au și toamna, deci depinde de modul de lucru a fiecărui apicultor. Bun. Acum eu mă uit, mâncare este suficientă, perfect, este o ramă de acoperire. O dăm un pic în lateral, fiindcă s-ar putea și a doua să fie la fel. E la fel și următoarea. Bine că este ceva albină pe aici, sincer nu mă așteptam. Iată, aici are spațiu suficient, dar puietul nu mai este. O mai este deocamdată. Cea mai mare problemă este furtișagul. Ia să vedem. Să vedem. Aici nu avem ouă, nu avem nimic. Bun. Deci deja restrângem această ramă. Această ramă cu miere va fi adăugată în octombrie, la sfârșit, în momentul în care îl pregătesc pentru a ierna. Ia, să vedem mai departe. Ideal ar fi să găsim vreo două palme de puiet. Iată, avem aici un pic de puiet. Arată binișor. Binișor, albina clocește, e în regulă. Este în regulă. Trecem mai departe. Deci, o ramă cu puiet. Mergem mai departe. Ia să văd, mai ai ouă. Mai are și câteva ouă, e perfect acest mic roișor, e perfect, va ierna în două rame, hai maxim 3, da, eu zic 2, să fie 2, e în regulă, fiindcă de ce este în regulă, este o matcă PV, puiet văros, deci este o matcă cu rezistență la puiet văros, el are
o explozie la dezvoltare. Are explozie la dezvoltare și iernează cu albină puțină. Bine, el fiind roi, nici nu a fost foarte, foarte mare. Bun, restrângem cu acea ramă de acoperire care trebuie să fie înlocuită ori cu aceasta, ori cu a treia și va ierna ori pe trei, ori pe patru rame. Vom vedea. Oricum, e liniște în stupină. Albina nu mai lucrează, nu mai. Deci este albina de iernat de acum. Acum activitatea albinei este inexistentă, deci nu sunt vă mai aștepta să vedeți albina zburând prin stupină. Nu mai, gata. Știți când mai zboară acum albina? Va zbura dacă este furtișag. Atunci mai zboară foarte abundent. Să-mi aduc o bandă. Aducem o bandă cu tratamente. Cu tratament și cam asta este. Îl băgăm la iernat. Adică încă nu-l băgăm la iernat, îl mai lăsăm o lună jumate, cam așa, deci nu mai prea mai e ce să-i faci. Care are puiet e bine, care nu are iar e bine. Și cam asta este. Așa. Perfect. Perfect, îl acoperim. Deocamdată folosim folie, va sta până în ultima clipă folia pe stup, până va fi înlocuit cu altceva. Așa, punem niște pături. Păturele. Să nu credeți că aceste pături afectează cu ceva colonia de albine, adică să ai mai mult puiet, na, nici vorbă, s-a terminat. Astea sunt efectele la placebo al apicultorului. Mă, punem deasupra să fie căldură. Să fie căldură, nu, n-are nicio relevanță. Dar o să pună, o pun, asta e boala apicultorului și eu pun, o să pun, dar nu, no, nu, no, eu cred că nu are relevanță. Bătrânii foloseau foarte, foarte multe pături deasupra. Bine, mai mergem și filmăm la rând stupii, mai filmăm unul în acest film, după care trecem la un alt film și tot așa. Voi face pentru în mare parte să am și eu o gestiune video la albinele respective, să vedem cu ce intrăm în iarnă și cu ce vom ieși. Așa, deci aici avem tratamentul. Mut toate este în partea asta, altă, fiindcă venim la următorul stup. Să vedem cum se prezintă acesta. Amuzant este că, haideți să mergem la următorul, și ăsta e micuț. Amuzant este în felul următor. Apicultorii care, în general, filmează despre albine, nu mai filmează despre albine. Chiar mă uitam. Mă, îmi dau și eu pe un film, băieți de treabă, numai politică pe canalul respectiv. Nu mai vezi albine în filmul ăla de o lună de zile, deci pe canalul ăla nu mai vezi albine, s-a transformat în canal de politică. Mă ori e canal de apicultură, ori. Și o să câștige premii și chestii din politica asta
apicolă. Ia să vedem cum arată o astfel de colonie. Am înțeles că românului îi cam place bârfa asta, îi place miștou. Mă, cum să-i placă? Păi nu prea m-ați văzut în această ipostează în care sunt acum. De ce? Am încercat să fiu strict și acum nu te poți abține, pur și simplu. Mă, cum la oameni le place politica cu mii de abonați acolo? Mă, săraci ăștia tineri care vor să se uite la ceva, mă, să vadă și el, mă, cum să organizez cuibul banul. El se uită, mă, cum se vinde mierea, câte miere am vândut, câte tone am făcut. Mă, faci, dacă ai albine, faci și miere. Într-un an faci mai mult, într-un an faci mai puțin, într-un an nu faci deloc, pentru anii ăia. Deci, cel mai greu lucru este să te apuci de apicultură și să ai ghinionul. Vedeți cât de tare restrângem acest cuib. Și să ai ghinionul ca în acel an să nu fie miere, adică să nu ai nectar în zonă, să plouă, să fie secetă. Deci ăla o să fie anul dezastru pentru un începător. În schimb, dacă ești începător și ai luat 10 familii de albine și ai dat peste, să zicem așa, peste un cules foarte bun, ai făcut acolo și tu cu 10 stup, 300 de kilograme de miere, zici că asta e. Deci merge apicultura de rupe. Într-adevăr, contează foarte mult ce noroc ai când începe apicultura. Eu am avut ghinionul vreo 3 ani, că nu se făcea miere, adică nu făceam eu miere, că asta era, mergeam pe mulțire, să am cât mai multe colonii. Momentul în care ai colonii multe și tinere, clar nu faci miere. De ce nu faci miere? Fiindcă acele colonii necesită mâncare. Ce făceam? Cumpăram o tonă de zahăr, da? Deci cumpăram o tonă de zahăr și hrăneam albinele în continuu. Dele mâncare, dele mâncare, dele mâncare. Ajunsesem la un moment dat să cred că asta este apicultura, adică doar dai mâncare la albine. Haideți să vă arăt. Anul ăsta n-am mai dat, deci de vreo 3 ani nu dau zahăr la albinuțe. Ia să vă arăt aici. Deci n-am mai umblat de mult în el, dar iată ce avem aici, mă, miere. Bine, este miere pe care eu, de-a lungul timpului, eu consider că e foarte bună pentru a ierna. Deci în niciun caz să o scot. Iată, plăce de miere, foarte multă miere. O să spuneți ce ai făcut, n-ai scos mierea, ba da? Am scos și miere, cum să nu? Am scos foarte multă miere, dar această miere este a albinelor, în primul rând, fiindcă noi nu știm, iată, plăci întregi de miere, le dăm deoparte, n-ai ce să faci, e o rezervă de miere consistentă. Un lucru de menționat. De ce nu? Zic și eu, de ce nu? De ce apicultorii ăștia siropoși, le zicem siropoși, dau atâta siropuri la albine? Mă, le dai sirop. Și eu eram în aceeași situație. Cum să dai atâta sirop? Și iată ce avem în această colonie. Deci, aici începe cuibul. Asta e prima ramă. Aceasta este prima ramă care o să aparțină cuibului. Bun. Trecem la următoarea. Trecem la următoarea ramă.
Aici avem puiet. Nu e cel mai calitativ, dar este puiet. Perfect. Punem la loc. Arată perfect. Zic eu, acum vedem noi ce ieșim în primăvară. Acum, astea sunt obiective. Să arătăm puietul și ori unui începător va fi încântat să vadă puiet la ora asta. Sunt apicultori care, normal, ar vrea să aibă puiet. Aici avem larve. Larve și puiete. Deci în această zonă sunt larve, nu vin aproape ca să nu cumva să pierd matca în această, în această perioadă. Chiar nu vreau să pierd vreo matcă. Toate măcile care au ajuns în această perioadă au o anumită calitate. Bun, trecem mai departe. Cât puiet. O colonie frumușică. Aici e clozat. Uite dacă am mai depus matca vreun ou. S-ar putea să nu mai pună sau să pună. Asta nu mai știe. Bun, deci avem 4 rame ce aparțin cuibului. Așa. Trecem mai departe. Și avem și aici ultimul puiet, zic eu, după această ramă. Deci s-ar putea ca această matcă să înceteze ouatul chiar de acum. Chiar de acum, dar cele care încetează ouatul așa repede, deci în începutul lui septembrie, s-ar putea să... Iată, placă de miere. Perfect, deci aceste plăci de miere se vor transforma în puiet la primăvară. Avem miere până în mijlocul verii anul viitor, dacă totul este în regulă și... Cu totul și cu totul altă treabă este când ai miere în stup. O să spuneți, mai e foarte mult. Nu e mult. Nu e mult. E perfect atâta să aibă el. Și este miere, deci nu sirop. O umblăm cu prostii. E miere adunată de albinuță. Așa. Aici ne trebuie o diafragmă. Așa, avem o rezervă consistentă de miere. Nu toți stupii au rezerve de miere, așa că este important să avem rezervele acestea de miere, atât pentru primăvară, cât și pentru psihicul albinei. E amuzantă treaba asta cu psihicul albinei, dar albinele au un anumit psihic. Bun, lăsăm aici, distanțată, de ce distanțată? Doamne ferește, se întâmplă ceva cu omul, da, cu mine, se poate întâmpla orice, viața e relativă, și atunci, ca albinele astea să poată treacă de o eventuală iarnă, așa, facem așa. Albinele își vor forma ghemul unde trebuie, nu lăsăm rame apropiate în această perioadă. Nu le lăsăm apropiate, astea două sunt goale. Perfect. Perfect, perfect. Tratamentul, să nu-l uităm. Să nu uităm tratamentul. Bun. Ce tratament? Un singur. O singură bandă și sunt șanse ca aceste albine să treacă cu bine peste iarnă. Bun, așa, introducem. Astfel introducem benzile între rame. Cea mai mare problemă asta era,
mulți din cauză că se chine să bage banda acolo între rame, nu folosește banda și cu un simplu băț îl introduci foarte bine. Asta a fost și la mine problema, din păcate, că am zis, mă, cum mă chinui eu să iau ramele, să le mut, să bag benzile? Nu! Bagi așa banda între rame, cu un băț și îți ia la fel de puțin timp ca și atunci când îl pui deasupra acolo. Deci comoditatea te costă, să știți, comoditatea te costă foarte, foarte mult. Dacă tot e la modă treaba asta, cu asta e realitatea, păi asta e realitatea, aici sunt eu, ăsta e stupul, ăsta e salbinele. Realitatea, realitatea e un pic diferită de multe ori față de prezența unui stup de albine, poate fi într-adevăr un pic mai diferit. Bun, deci am filmat doi stupi, o să continuăm și mai filmăm și mai departe să mai adun niște fături. Să mai filmăm la rând frumos, dar cam asta este în general cu stupul, dar e bine. Fiindcă nu toată lumea urmărește toate filmele și poate într-un film găsește ceva important pentru el și atunci poate se inspiră. Nu trebuie să faci niciodată la fel, doar să te inspiri. Bun, atâta pentru ziua de azi, până data viitoare, numai bine!